ce e nedrept pe pământ este drept în împărăția lui Dumnezeu. Odată de mult în pustietate trăia un bătrân călugăr care toată viața lui spunea că Dumnezeu face numai lucruri nedrepte pe pământ. Că sunt oameni bolnavi, copii bolnavi și necăjiți, oameni care se chinuie cu suferința și morți de foame. De ce Dumnezeu îngăduie ca toate aceste greutăți să cadă pe umerii oamenilor? Într-o bună zi, Dumnezeu îl chemă la el pe Arhanghelul Mihail și îi spuse: în pustietate se află un călugăr bătrân care se pregătește să plece la drum în Alexandria. Îți voi da chip de om și te voi trimite să-l însoțești în călătoria sa. Înainte de a pleca la drum, călugărul bătrân se întâlni cu chipeșul tânăr care îi spuse: bună ziua, om bătrân! Bună ziua, dragul meu! Am înțeles că mergi într-o călătorie în Alexandria și te-aș ruga să-mi dai voie să te însoțesc. Cu mare drag, spuse bătrânul. Dar vreau să te rog ceva, spuse chipeșul tânăr. Promitem că orice vei vedea că se va întâmpla în timpul călătoriei noastre, nu-mi vei pune nicio întrebare. Bătrânul călugăr căzu puțin pe gânduri și îi spuse: nu ți se pare că ești cam îndrăzneț? Ești un om tânăr și îmi pui mie condiții ca om bătrân ce sunt? Tânărul stătu puțin pe gânduri și îi spuse: te rog frumos să mă ierți, moșule, dar dacă nu vrei să mă iei cu tine, voi merge și voi spune bătrânului meu înțelept care m-a trimis să te însoțesc în călătorie că nu binevoiești să mă iei alături de tine. Nevrând să-l supere pe bătrânul înțelept care l-a trimis pe tânăr lângă el, îi spuse: bine, promit că te iau în călătorie și nu voi pune nicio întrebare, indiferent de ce voi vedea că se va întâmpla pe parcursul călătoriei noastre, spunându-și în gând, oare ce ar putea să se întâmple. Zi și făcut, își dădu mâna și porniră la drum. După o zi întreagă de mers, în prima seară se opri la o casă să-și potolească setea și foamea. Acolo gazda i-a primit cu masa plină de bucate și paturi cu așternuturi curate. Pe masă se afla un potir de aur frumos care zlua ochii. După ce toți au adormit, chipeșul tânăr se ridică din pat, luă potirul de aur, îl băgă într-o traistă, îl trezi pe omul bătrân și îi spuse: hai, moșule, să ne vedem de drum, că nu mai e de noi aici. Bătrânul, speriat de ce văzu, își spuse: ăsta a furat potirul de aur, dar dacă am promis că nu zic nimic, nu zic nimic. În timp ce mergeau pe drum, vede o fântână, chipeșul tânăr scoate potirul de aur din traistă și l-aruncă în acea fântână. Și merseră ei mai departe, iar în ziua următoare, la fel, se repetă istoria. Seara, se opresc la o casă de oameni frumoși, tineri care aveau un bebeluș. Oamenii îi pune la masă, îi găzduiește, chiar când toți adorme, chipeșul tânăr se ridică din pat și se apropie de leagănul unde se afla copilul, rupându-i gâtul și omorându-l. Bătrânul rămase speriat și îngrozit de ce văzu, astfel că tânărul îi spuse: acum, moșule, hai să ne vedem de drum mai departe. Zi și făcut, moșul speriat merse mai departe alături de tânărul chipeș. În următoarea seară, istoria se repetă, opresc la o altă casă pentru a-și potoli setea și foamea, iar după ce toți adorme, chipeșul tânăr iese în curte și rupe gâtul câinelui de acolo și apoi îi spune omului bătrân: hai să ne vedem mai departe de drum. Bătrânul speriat îi spuse: stai puțin, de acum nu vreau să ne mai oprim nicăieri în nicio seară până ce nu vom ajunge acolo unde ne-am propus. Bine, spuse tânărul chipeș, așa am să fac precum îmi spui. Și cum merseră ei pe drum așa, dintr-o dată, chipeșul tânăr îi spune omului bătrân: stai puțin că am o treabă de rezolvat. Se oprește în fața unei case mari și frumoase, ia o brichetă, îi dă foc, o dărâmă și îi spune: acum hai să mergem mai departe. Tot mai îngrozit, bătrânul zise: Doamne ferește, omul ăsta nu e sănătos. A omorât copilul, a omorât câinele, a dat foc la casă și a mai furat și potirul de aur. Oare ce urmează să se mai întâmple? Cum mergeau ei liniștiți așa, trec pe lângă o biserică, unde chipeșul tânăr începe să scuipe și să arunce cu pietre în ea. Era uimit și surprins bătrânul călugăr de ce vedea. Apoi, când s-au apropiat de o cârciumă unde oamenii cântau și beau, a început să bată mătănii și să facă Sfânta Cruce. În cele din urmă, cei doi ajunseră la Alexandria, acolo unde bătrânul călugăr avea treabă. Odată ajunși la destinație, bătrânul spuse: ok, până aici am avut de mers. Mi-ai spus că dacă mă însoțești în călătorie, să nu spun nicio întrebare, indiferent de ce voi vedea că se va întâmpla.
Așa este, spuse chipeșul tânăr. Nu te supăra, dar sunt plin de groază și de uimire de ceea ce am văzut, astfel că nu mă pot abține să nu spun întrebări. Chipeșul tânăr spuse, întreabă-mă tot ce vrei, moșule. Păi haide să începem cu începutul. În prima seară ne-am oprit la o casă. Oamenii au fost drăguți, ne-au pus la masă, iar tu, drept mulțumire, l-ai furat potirul de aur și l-ai aruncat într-o fântână. A fost corect, așa? Da, spuse chipeșul tânăr. Păi hai să-ți explic cum stă treaba, moșule. Potirul de aur a fost furat dintr-o biserică, iar pe fundul lui era pus un blestem ca cel care va fura acel potir să sufere până la al șaptelea neam. Așa că eu am luat potirul de aur, l-am aruncat în fântână, iar a doua zi preotul, când a venit să scoată apă, a scos și potirul de aur și a scăpat de blestem și acea familie și, evident, biserica și-a recăpătat podoaba de care fusese furată. Bun, până aici e bine, spuse bătrânul călugăr, dar în a doua seară când ne-am oprit și ai omorât copilașul, ce s-a întâmplat? He, moșule drag, acolo este o poveste destul de complicată. Și anume că acel copilaș a fost conceput în noaptea de înviere, iar după ce fata a rămas însărcinată și a spus iubitului ei că urmează să aducă pe lume un bebeluș, acesta i-a spus să-l ia dracu. Și astfel copilașul era posedat de diavol și dacă creștea, și-ar fi omorât ambii părinți și-ar fi făcut numai rău pe pământ. Așa, micuț fiind, a ajuns în împărăția lui Dumnezeu fără de păcat și nevinovat. Iar părinții au scăpat și se vor bucura de viață, sunt tineri și vor face cu siguranță alt copil. Bun, dar în a treia seară, când ne-am oprit la gazda aceea, ne-a pus masă, iar tu ai rupt gâtul câinelui acela, ce ai avut cu el? Păi hai să-ți explic, de-a lungul mai multor zile, acel câine stătea în soare, fără să bea apă și nemâncat, astfel că turbase. Urma ca dacă nu omoram eu acel câine, acela să scape din lanț, să-i muște pe stăpânii lui și astfel la rândul lor ei să moară. Bătrânul nu știa ce să mai zică din toate câte le auzea. Bun, dar mai departe, cu casa aceea ce ai avut de a-i da foc? Așa e că ai rămas uimit, spuse chipeșul tânăr. Casa respectivă a fost făcută cu bani furați. Sub ea se află o comoară din bani cinstiți, făcuți de bunicul acelui proprietar care construise casa cu banii necurați. În momentul în care vor strânge molozul, vor descoperi comoara pe care bunicul lor a făcut-o cinstit și a îngropat-o în pământ și își vor construi o altă casă mult mai mare, dar cinstită, și vor fi cu toții fericiți. Bun! Dar când am trecut prin fața bisericii, de ce ai început să scuipi și să arunci cu pietre în ea? Acolo este o poveste, zice, ceea ce n-ai văzut-o om bătrân este următorul lucru. Biserica era plină de draci care dansau pe masă și în altarul ei. Eu luam cât o piatră, făceam Sfânta Cruce și o aruncam în ei, astfel că toți dracii mureau și biserica se curăța. Bine, dar când am ajuns în fața cârciumei, acolo la cârciumă oamenii cântau, iar alții vorbeau să construiască o nouă biserică și să aducă un preot în sat. Astfel că eu am făcut mătănii ca Dumnezeu să-i ajute să nu-și piardă înțelepciunea și dorința de a construi o nouă biserică și de a aduce un nou preot acolo. Omule drag, hai să-ți spun, eu sunt trimis de Dumnezeu, sunt Arhanghelul Mihail. Timp de 30 de ani, tu ai tot spus că Dumnezeu face numai nedreptăți pe pământ și că nu ți se pare corect așa cum procedează Dumnezeu. Astfel tu să înțelegi din toate câte le-ai văzut și le-ai trăit că ceea ce vezi tu nedrept pe pământ este drept în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să nu judecăm și să fim atenți la viața pe care o trăim. Sursa pildei este Părintele Calistrat. Lectură și voce, Gabriel Răzvan Stoica.